prin fereastra cu gratii, acoperită de vopsea crăpată, se strecura primul fir de lumină solară, chiar sub tavanul celulei. Lumina lovea direct robinetul metalic, din care cădeau din când în când picături de apă, răspândind un ecou în celula aproape goală. Pic, pic, pic. Sunetul era atât de neplăcut, încât îl puteai suporta doar dacă dormea adânc. Dar, din păcate, Ana nu dormea. Pic, Ana și-a încruntat sprâncenele și a încercat să se concentreze mai bine la carte. Pic. Cu furia unei fiare sălbatice, Ana a închis cartea și s-a ridicat. A sărit la fereastră și a aruncat peste ea o cârpă cenușie decolorată. Apoi a legat-o de robinet, ca să nu cadă. Cârpa atingea fundul chiuvetei, iar sunetul neplăcut a dispărut. Excelent! Ana și-a masat gâtul și umerii înțepeniți era incomod să dormi pe un pat tare, așa că se împrietenise de mult cu insomnia. Se culca la 10-15 seara. Chiar după cină. Și se trezea la 3 dimineața. Desigur, așa arata toate bârfele proaspete din viața blocului de închisoare, dar ea considera asta ca pe un avantaj. În curând s-au auzit pași pe coridor. Bună dimineața, doamnelor, faceți cunoștință cu noua vecină. Gardianul și-a anunțat prezența și a deschis ușa celulei. Aceasta s-a deschis cu un scârțit metalic îngrozitor. Laurenția, ce faci? Intră, hai, mai repede! În celulă a intrat o femeie scundă, cu o constituție robustă și o privire arrogantă. S-a uitat în jur prin celulă și și-a aruncat lucrurile pe patul liber. Toate femeile prezente s-au distras de la treburile lor de dimineață și s-au uitat la noua lor colegă de celulă. Toată lumea o cunoștea în închisoare, așa că Ana a citit pe fețele femeilor o îngrijorare evidentă. Vă puteți întoarce la treburile voastre, v-am memorat. Laurenția sau, așa cum o numeau toți, Laurenția a râs, plimbându-se prin celulă. După ce a inspectat încăperea, a început să se lege de toate, iar Ana a observat că, gemuindu-se lângă perete, femeia a ascuns ceva. Dar în clipa următoare nu se mai vedea nimic acolo. Nimic. De ce e așa murdar la voi? Ați uitat cum arată curățenia. Să vă fie rușine tuturor. Poate că vouă vă convine să trăiți în mizerie, dar eu nu voi tolera așa ceva. Femeile s-au uitat una la alta. Toată lumea știa că Laurenția era obsedată de curățenie și că tuturor colegelor ei de celulă le era greu. Așa cum spunea chiar Laurenția, pentru toți închisoarea era o locuință temporară, dar ea era acolo pentru totdeauna. Se zvonea că avea niște protectori influenți, așa că nimeni nu se lega de ea. După ce și-a pus periuța de dinți în husă, Ana s-a întors în liniște la locul ei, încercând să nu atragă atenția. Mai avea foarte puțin până la eliberarea condiționată și nu voia să se implice în nicio poveste care i-ar putea amâna momentul eliberării. Mai mult, ea era acolo din pură nedreptate. Din păcate, Laurenția își pusese ochii pe Ana încă din primele luni de când fusese închisă. Femeia îi spunea adesea că nu se poate trăi singură în închisoare și că trebuie să se țină de cineva care știe totul acolo. Ana nu era interesată. Nu se simțea o criminală și nu voia să se implice în lumea afacerilor închisorii. Tot ce voia era să-și spășească liniștită pedepsa și să iasă tot atât de liniștită în libertate. Ca să-și omoare timpul, Ana citea cărți și încerca să învețe să coasă. Cel puțin așa va putea lucra după eliberare într-un loc decent, nu ca înainte, într-o saună. Desigur, nu era nimic condamnabil în munca de femeie de serviciu la o saună, dar nu și-ar fi dorit să fie din nou înșelată de niște persoane dubioase. După o altă zi de lucru petrecută la mașina de cusut, femeile s-au întors în celule. Laurenția era deosebit de agitată în acea zi și se lega de toate fleacurile. Din când în când se uita la Ana, lăsând să se înțeleagă că vrea să vorbească cu ea despre ceva. Când toate femeile s-au dus la locurile lor, o colegă de celulă a venit la Ana. Întregul ei corp era acoperit de tatuaje. Dacă ar fi vrut să-și mai facă un tatuaj, ar fi trebuit să caute mult timp un loc liber pe piele. Poate că doar fața rămăsese neatinsă. Cu șase luni în urmă, Ana o ajutase pe această femeie, Valeria, cu o boală. I se inflamase apendicele, dar Valeria nu voia să meargă la medic, în speranța că până dimineața totul va trece. Ana a înțeles la timp ce se întâmplă și a chemat paza, iar dreptatea i-a fost dată. Chiar dimineața, Valeria a fost operată de urgență. Ascultă, ai grijă! Am observat că se uită tot timpul la tine. Vocea femeii era joasă și liniștită, astfel încât numai colega ei de celulă o putea auzi. Se uită la mine încă din primele luni, dar nu înțeleg ce vrea de la mine. Tu ieși în curând. Cât mai ai? Trei zile. Asta e bine. Nu ai ce căuta aici. Femeia s-a apropiat și mai mult de Ana. Ascultă mă cu atenție. Vrea să transmită cu siguranță o veste prin tine. Se pare că are un bărbat acolo. Păi, nu pare complicat. Da, dar dacă accepti odată, îți va fi foarte greu să scapi de asta mult timp de acum încolo. Tovarăș sau bărbat, indiferent cui ar vrea să-i transmită mesajul, crede-mă, acești oameni nu sunt sfinți. Aceasta este o cale periculoasă. Nu trebuie să o iei pe ea. Femeia o oprit pe Ana sever în ochi și, ridicându-se, se îndreptă încet spre patul ei în timp ce toată lumea își vedea de treabă și încerca să-și omoare timpul, iar Ana se cufundă din nou în lectură, o siluetă mică a lângă patul ei. Hei, soră, se spune că ești curând. Laurenția stătea deasupra ei și, întorcându-se brusc în jurul ei, se trânti obraznic pe marginea patului. Și Ana se așeză. Tensiunea a înțepenit corpul, care deveni rigid. Curând. Fata abia a reușit să rostească cuvintele. Ei bine, trebuie să-i ajuți pe cei cu care ai stat, nu? Așteptă un semn din cap din partea Anei și a continuat. Dar tu, prietenă, nu te teme, nu te voi mușca. Femeia râse, lăsând la vedere dinții rari, dintre care o parte erau metalici. Bărbatul meu este bolnav în libertate, are nevoie de medicamente. Și eu am nevoie, înțelegi tu. Iar tu ești o fată bună. Aici nu stau fetele bune pe scurt, trebuie să-i transmit medicamente. Nu lași un om bolnav la greu. Sunt droguri, nu? Ce spui? Nu, desigur că nu. Ia zâmbi. Doar de la durere. Ce spui? Ana simți privirea insistentă a Valeriei, care stătea în capătul opus al camerei. Auzi, Ana. O strigă tare Valeria de pe patul ei, Papucii tăi sunt împrăștiați pe aici. Du-te și strânge-i. Femeia își aruncă pe podea una dintre bluzele ei. Ana se ridică și se grăbi să iasă din capcana în care o băgase Laurenția. Situația se încingea în mod evident, iar a fi încolțită de o colegă de celulă periculoasă nu era cea mai bună situație. Hei! Laurenția săr din pat. Nu am terminat de vorbit. Ce, nu vezi că vorbim? Și tu ce crezi că pot să nu-mi răspunzi? Cine te crezi? Laurenția o trase pe Ana de umăr și o întoarse spre ea. Sângele îi fierbea și îi urca în obraji. Apărându-se reflex, Ana o împinse pe Laurenția și în același moment își dădu seama că fusese o mare greșeală. Ochii celeilalte străluceau de o furie bolnavă. Mai mult, în celulă erau mulți martori la această scenă, iar un astfel de incident ar fi putut pune sub semnul întrebării autoritatea Laurenției, iar ea avea de stat mult. În prag apărură doi gardieni. Hei, ce gălăgie e aici! E ora de culcare! Duceți-vă fiecare la locul vostru! Ana nu fusese niciodată atât de bucuroasă să-i vadă, ca acum. Toți deținuții se dispersară la paturile lor, iar în curând gardienii stinseră lumina. Ochii nu îi se închideau, iar inima îi bătea nebunește. Ana simțea că ar fi mai bine să nu doarmă în noaptea asta. Timpul trecea, dar nu se întâmpla nimic. Când după câteva ore se relaxă și a se auză o mișcare lângă pat. Deschizând ochii, văzu o strălucire reflectată de lună pe suprafața unei lame ascuțite. Singurul lucru pe care Ana a reușit să-l facă fu să-și întindă mâna dreaptă în fața ei, acoperindu-și gâtul și fața. Ei și ce te-a apucat? Cu trei zile înainte de eliberare. Da. Ușor. Ana își înclește dinții. Doctorul îi cosea cu grijă rana tăiată de pe umăr. Te-a tăiat adânc. Ei bine, știu, această specială a ta se poate spune că ai avut noroc. Da, sunt foarte norocoasă, și Ana. Am citit dosarul tău. Acolo scrie că vindeai droguri. Da, scrie. De ciudă, o durea chiar mai mult decât de înțepătura acului, așa că Ana își strânse buzele. Cu siguranță că afacerea este profitabilă. Te vei întoarce din nou la ea sau ai reușit să-ți pui deoparte pentru o viață fericită, cu o doză de ironie, întrebă doctorul. Aș. Nu am vândut droguri. Spălam pe jos în saună și, în general, eram responsabilă de ordine, iar pentru asta mi se oferea un loc de dormit. Acolo era plin de bunuri ilegale. Iar când a venit controlul, au dat vina pe mine. Ceilalți care erau prezenți erau toți șmecheri. Eu eram singura, fără rude, ca să zic așa. O să ies, o să încerc să mă angajez undeva. Dar ai unde să locuiești? deocamdată nu. Dar o să găsesc eu ceva, nu sunt străină. Da. Colega ta de celulă, Valeria, a spus că Laurenția te-a rugat să-i faci o favoare, iar tu ai refuzat. Este adevărat. Da. Și uite unde sunt. Ana Chicotia Mar. Dar ești o fată bună că nu i-ai făcut jocul. Presupun că nu ești o fată slabă de înger. Cum să nu fiu? jumătate din viață în orfelinat, jumătate din viață cu o familie adoptivă nebună. Am nervi tari ca oțelul. Ascultă, cred că am o treabă pentru tine. Am tratat recent un bărbat. Locuiește la țară. Are nevoie de o menajeră. Acolo vei avea și cazare și te plătește bine. Și care e capcana? Și de ce are nevoie de o angajată cu cazier? Eu, dacă e cazul, nu sunt din astea. Ana își umflă buzele, prefăcându-se o domișoară capricioasă cu moravuri ușoare. Da, are o particularitate. Să spunem că are un caracter dificil, ca să nu spun mai mult. Toate angajatele fug de el. Te pot duce cu mașina la el când te eliberează. Ce spui? Aș fi fericită. Nu mă sperie un caracter dificil. Ei bine, doar dacă nu se apucă să se bată. Nu, nu, așa ceva. Atunci am căzut de acord. Doctorul a lipit un plasture protector pe rană. Când te eliberează, te duc eu la el. Iar acum culcă-te. Dar ce se întâmplă cu Laurenția? Mâine o să fiu transferată înapoi în celulă. Iar ea a fost băgată în carceră, așa că nu-ți face griji pentru ea. După 20 de minute, durerea de la umăr deveni surdă. Ana se relaxă și se rezemă de perna patului din infirmerie. Ploapele îi deveniră grele și se cufundă în somn. Trei zile trecură ca una singură. Ușile grele de fier se închiseră în spatele ei, iar Ana inspiră cu nesați mirosul libertății. Mirosul nu era prea plăcut, deoarece în apropierea închisorii era un drum aglomerat. Dar acestea erau fleacuri. Cel mai important lucru era că Ana era din nou stăpână pe ea însăși și putea face ce dorea. Și avea multe de făcut. Cu câteva zile înainte de acel incident îngrozitor, după care a ajuns la închisoare, a avut o întâlnire neașteptată. L-a văzut pe strada pe educatoarea ei din orfelinat. Femeia era deja foarte bătrână. Se plimba cu cățelușa ei în lesă în parcul central. Când a văzut-o pe Ana, nu a putut trece pe lângă ea. La urma urmei, educatoarea ei a fost singura persoană care s-a purtat frumos cu ea, probabil, în toți anii petrecuți la orfelinat. Conversația a fost scurtă, deoarece câinele sărea mereu în sus, sprijinindu-și labele murdare din față pe stăpâna sa și trăgând de lesă, insistând să continue plimbarea. Dar educatoarea a reușit să-i spună Anei ceva important. Ceva care i-a rămas în minte fetei și nu a mai părăsit-o. Femeia i-a spus că mama ei naturală, care a dat-o pe fată la orfelinat, a căutat-o. A vrut să o ia înapoi, dar ea era deja într-o familie adoptivă, iar noi părinți au refuzat să o întâlnească. Ana intenționa să afle mai multe despre asta, să meargă la casa familiei sale adoptive, să-i întrebe, dar nu a mai apucat. Închisoarea i-a amânat planurile cu un an. Dar acum era liberă. Trebuia să câștige niște bani suficienți măcar pentru drum și apoi avea să rezolve această problemă. În fața ieșirii a frânat un mic citroen roșu. La volan stătea medicul care i-a cusut rana Anei. Femeia purta ochelari galben mari, iar peste buclele roșcate avea legată o eșarfă verde. S-a întors spre Ana și a făcut cu mâna, invitând o să se urce în mașină. Ana s-a grăbit spre automobil. Ei bine, plecăm. Hai să plecăm! Ana și-a pus centura de siguranță. În mașină răsuna muzica la radio. A umplut habitaclul cu o muzică plină de viață. Ana se uita pe geam și își bătea degetele pe genunchi. Ești nervoasă! A spus medicul cu o voce bâlândă. Un pic! Nu-ți face griji, o să-i placi, a spus femeia și a chicotit sugestiv. Drumul nu a fost scurt. Casa se afla într-adevăr în afara orașului, dar Ana nu credea că era atât de departe. După o oră și jumătate de condus rapid, mașina a intrat pe o alee de pietriș. Alea șerpuia printre copaci și în curând a ajuns la niște grădini pline de viță de vie. Medicul l-a încetinit foarte mult, iar acum mașina abia se târa. Ana s-a gândit că ar fi putut merge mai repede pe jos. Nu-i place când se ridică praf în jurul viei, a explicat femeia. Pentru el, via este mai importantă decât orice pe lume, se pare. Este viticultor. În sfârșit, a apărut conacul. Mai întâi doar acoperișurile înalte și ascuțite, apoi și clădirea în sine. Ana a rămas cu gura căscată. Era o clădire imensă, care semăna cu o moșie din vechile filme despre evul mediu. Impresionant, nu-i așa? Este moșia familiei sale. Da, așa este. Și întâmplător nu bântuie fantome pe acolo. Numai în aripa de vest. În restul încăperilor sunt doar șobolani. Șobolani! Glumesc! Nu există fantome aici. Poate că au fost cândva, dar Tudor le-a alungat cu siguranță pe toate. Pe măsură ce se apropiau, conacul devenea din ce în ce mai mare, iar în curând Ana nu a mai putut să-l cuprindă cu privirea fără să-și întoarcă capul. O, uite-o pe Elena! Este economista lui! Ana a văzut la intrarea principală o femeie plină, cu un șorț. Iar el nu iese să ne întâmpine. Nu, cu siguranță nu va ieși! Nu părăsește clădirea! Dar cum rămâne cu viile? Femeia plină s-a grăbit spre mașină. Ei bine, bun găsit! V-am așteptat! Cât mă bucur să vă văd! Sunteți Ana! Ecaterina mi-a povestit deja despre dumneavoastră. Ecaterina a corectat femeia. Sunteți salvarea mea! Acest prost nesuferit m-a chinuit deja. Să fie măcar o persoană normală în această casă măcar cu cineva voi putea vorbi. A deschis ușa din spate a mașinii în căutarea bagajelor. Ana, unde este bagajul dumneavoastră? Uite! Ana a arătat spre un mic rucsac pe care îl ținea în mână. Și asta e tot. Nu-i nimic, draga mea. Am tot ce vă trebuie. Haideți! O, deja îmi sunteți simpatică. Ana, pot să mă numești doar Elena. Ei bine, hai să mergem. Întâlnirea cu stăpânul casei a fost îngenitoare. Un bărbat încruntat în vârstă de aproximativ 50 de ani stătea cu sprâncenele încrucișate pe nas. În mâinile lui ținea o ceașcă de cafea de câteva minute, dar nu a băut niciun înghițitură. El a studiat-o pe Ana cu atenție de sus până jos și uneori scotea sunete scurte sau bâigeuieli. Cum te numești? În cele din urmă, a tunat el și și-a îngustat ochii întunecați. Ana. Vocea i-a tremurat ușor sub privirea lui fixă. Ei bine, asta îi se poate întâmpla oricui. Scuzați-mă, Ana nu a înțeles sarcasmul. Ei bine, ce, Ana, ești o infractoare, deci... Nu, a fost o greșeală. Dar da, a trebuit să vizitez doar locuri, intenționat să-mi furați argintăria. Rețineți, totul este numărat aici. Nu am de gând, asta spui mereu, l-a întrerupt el. Bine, să vedem ce fel de fruct ai. Dar ai în vedere că nu-mi place. Tudor, oprește-te. Fata este obosită de la drum. Haide să o duc în camera ei. Duo, și apoi recalculează argintăria. Gospodina a dat ochii peste cap. Ana s-a ridicat din fotoliu, a luat rucsacul și a mers după femeie. Tudor a băut cu hotărâre toată ceașca de cafea deodată și s-a întors, urmărind-o pe Ana de sub sprâncene. Oamenii noi nu-i plăceau cu siguranță. Ar fi trăit fericit singur în conacul său, dacă nu ar fi fost boala și alergia la treburile casnice. Odată el i-a speriat pe toți servitorii și în două luni a reușit să facă atâta dezordine în casă, încât au început să apară insect și mucegai. A trebuit să cheme de insecția. Până atunci hainele curate ale lui Tudor s-au terminat și a fost nevoit să întâmpine pe angajați în pijama. A fost cea mai rușinoasă amintire pentru bărbat. De atunci el s-a jurat să se stăpânească și să nu-și concedieze toți angajații la prima încălcare a inimii. Tudor a crezut că ar trebui să recalculeze și tablourile. Și deoarece ele erau agățate pe toate cele două etaje ale conacului, avea mult de lucru a pus ceașca pe masa de cafea și s-a îndreptat spre biroul său. Printre mormanul de hârtii pe care el cu fermitate nu le-a permis să fie curățate, el a găsit un caiet de notițe. A luat un creion de pe birou și l-a desenat pe colțul primei file. De unde să înceapă? Probabil cel mai bine ar fi să înceapă cu aripa nordică a primului etaj. El a pășit hotărât pe coridor. Ana, de asemenea, a pășit hotărât pe coridor, dar în direcția opusă. Uneori se oprea în fața unei statui sau a unui tablou, și atunci rămânea în urma gospodinei. Gospodina continua să-și rostească în jurături la adresa angajatorului ei și nu a acordat atenție întârzierii fetei. În cele din urmă, ea s-a oprit în fața unei uși înaltă din lemn roșu. Femeia a scos un inel de chei și a introdus una dintre ele în broască. Răsucind cheia, ea a tras ușa spre ea, iar aceasta, deși nu imediat, a cedat. N-am deschis o de mult timp. A spus gospodina Anei. Hai, intră și fă-ți comod. O să-ți aduc tot ce ai nevoie. Astăzi odihnește-te, iar mâine ne apucăm de treabă. Trezirea este la opt dimineața. Femeia a intrat în cameră, iar Ana a urmat-o. Ce mărime de pantofi porți! Elena a privit-o pe Ana. Cred că 44 ar trebui să fie potrivit. H.M. o să vin curând. Ana a stat în mijlocul camerei și nu-și putea crede ochilor. Camera era luxoasă. Un pat mare înalt era încărcat cu perne de diferite dimensiuni. Lângă pat era o noptieră din lemn masiv gros. Pe ea erau așezate câteva rame goale pentru fotografii și un lampadar de culoarea cafelei. În spatele noptierei era o fereastră imensă de 3 metri înălțime. Se presupunea că aceasta ar fi trebuit să fie acoperită cu o draperie verde densă, care atârna și se încurca pe podea. De asemenea, în cameră era un fotoliu moale de culoare turcoaz pentru citit. În cele din urmă, privirea alei a trecut la peretele opus și a observat un mâner de alamă. Privind mai atent, ea a realizat că nu a observat ușa în perete. Acolo era ascunsă cu măiestrie în finisajul din lemn al peretelui. Ana s-a apropiat de ușă și a apăsat ușor pe clanță. Ușa a cedat și s-a deschis cu un scârțit ușor. În spatele ei se afla o baie mică, dar confortabilă. Nimic extravagant. O cadă independentă, deasupra căreia era fixat un duș, o oglindă, o chiuvetă și un dulap pentru prosoape. Ana a intrat în baie și și-a trecut mâna peste dulap, apoi peste robinet. A deschis robinetul. Sevile au bolborosit jalnic și, după o clipă, au împins prin ele un jet de apă. Ana și-a băgat mâna sub jet. Apa era caldă. După ce a stat așa câteva clipe, Ana a închis robinetul. Nu erau prosoape, așa că și-a șters mâna și pantalonul. În coridor s-au auzit pași. Ana a văzut-o pe Elena, care dispăruse și acum aducea o grămadă de lucruri. Femeia s-a apropiat de pat, a aruncat tot ce avea în mâini pe cuvertură și a oftat zgomotos. Ei și ce mai facem? Si am adus articole de toaletă, săpun, uite, a scos din buzunarul șorțului câteva bucăți de săpun roz. Haine, uite, aici sunt câteva fuste, șorțuri, bluze. Lui Tudor nu-i place când femeile poartă pantaloni. Spune că e o înșelătorie curată. Așa că încearcă să porți fuste, altfel, dacă se enervează, va bombă în toată ziua. Ce mai e? Prosoape, lenjerie de pat, parcă e totul aici. Trezirea mâine la opt dimineața. Trebuie să fii deja îmbrăcată și să vii în bucătărie. Ana e la parter, la stânga de sufragerie. Mai ai nevoie de ceva? Elena, spunem, sunt cărți aici poate pot lua ceva de citit. Desigur, la parter este o bibliotecă, acolo sigur vei găsi ceva care te interesează. Tudor are o colecție de cărți superbă. Dar trebuie să mă întorc la treburile mele. Cina va fi la 8 seara. Ana și-a aruncat rucsacul pe fotoliu și s-a prăbușit pe pat. Nu avusese niciodată o cameră proprie, cu atât mai puțin o baie. A închis ochii mulțumită și și-a întors fața spre razele soarelui de la apus care pătrundeau prin fereastră. A venit la cină exact la ora 8 seara. Ciudat, dar stăpânul casei nu era în sufragerie. Elena stătea la o masă mică în bucătărie și făcea niște însemnări într-un registru mare. Un miros de mâncare gustoasă se răspândea prin toată bucătăria, iar Ana a simțit cum îi lăsa gura apă, iar stomacul i-a început să-i chiorăie. Nu am întârziat, a întrebat Ana cu delicatețe, neștiind cum să înceapă conversația. Oh, Ana, ai venit chiar la timp. Elena a lăsat registrul deoparte. Mâncarea e pe aragaz, farfuriile sunt în dulapuri. Puneți mâncare și așa te După câteva minute, Ana se bucura cu plăcere de mâncarea proaspătă și delicioasă. Doar un mic gust de carne arsă ar fi putut să o deranjeze, dar după un an de mâncare de închisoare nu i-a dat nicio importanță. Vai, sosul ăsta e pur și simplu extraordinar! HM, e supă! Văzând ochii surprinși ai Anei, Elena s-a grăbit să explice. De fapt, aveam o bucătăreasă, o fată minunată, dar a fugit de la noi de curând, iar povara asta a căzut pe mine, iar eu nu am gătit niciodată cum trebuie. Uite, femeia și-a arătat degetele tăiate! M-am tăiat toată în timp ce tăiam ceapa! Și-a plecat capul și a oftat greu! Eu sunt economistă, înțelegi. Mă pricep să țin contabilitatea, să fac bilanțuri și să mențin funcționarea locului, dar să gătesc, scuză-mă, dar asta nu e pentru mine. Dar sosul supa e într-adevăr gustoasă, a încercat să o liniștească Ana. Lasă, oricum acum ți se va părea orice gustos, a dat ea din mână. Ana a împins farfuria goală și s-a rezemat cu plăcere de spătarul scaunului. Elena, spunem, în ce va consta munca mea? Nu am înțeles prea bine. Ei bine, Elena a deschis din nou registrul mare și și-a plimbat privirea peste câmpurile de înregistrare. În primul rând, sper că poți să te ocup de gătit. Sincer să fiu, sunt la limită. Dacă va trebui să mai gătesc carne odată, o să întorc totul cu susul în jos, iar mie nu-mi este permis. Trebuie să fiu un stâlp de liniște în casa asta nebună. În al doilea rând trebuie să faci ordine în toate camerele, cu excepția biroului, dar asta ți-o arăt mâine. În al treilea rând trebuie să ai grijă de vițe de vie. Nu te speria, pare că sunt multe sarcini, dar, de fapt, așteptăm să vină în curând un grădinar și o bucătăreasă, așa că aceste sarcini vor fi curând eliminate de pe lista ta. Bine, a dat Ana din cap supusă. Apropo, nici nu te-am întrebat, știi să gătești. Oh, da, crede-mă, mă voi descurca cu asta cu siguranță. Foarte bine! În bucătărie s-a auzit un zgomot surd și grav. Îl făceau ceasul de perete. Arătau exact ora 8. 30 seara. A venit și momentul. La această oră trebuie să-i duci cina lui Tudor. El ia cina la el sus, la etajul 2. Uneori coboară, dar asta se întâmplă rar. Elena a aranjat o tavă de argint strălucitoare și, când totul a fost gata, s-a îndreptat spre scara care ducea la etajul 2. Tudor stătea, ca de obicei, în fața ferestrei și citea. A întârziat, a spus el puțin iritat. Fata asta te-a distras, cu siguranță. Și această fată, slavă Domnului, va găti, iar eu nu voi mai fi nevoit să-mi ard mâinile. Apropo, eu nu m-am angajat să fac asta nu a urmat niciun răspuns. Strângând din dinți și oftând zgomotos, Tudor a împins farfuria cu conținut. Ce e asta? Supă. Nu pare a fi supă. Iar eu nu arăt ca o bucătăreasă. Așa e, Sars. Mâine va găti Ana. Sper că nu a învățat să gătească la închisoare. Anna dădu ochii peste cap, se întoarse și se îndreptă spre scară. Mai avea mult de lucru și nu voia să piardă vremea certându-se cu șeful. Începând cu ziua următoare, timpul a trecut atât de repede, încât Ana nu a mai reușit să-l țină sub control. În fiecare zi se trezea la ora 8 dimineața și se grăbea la bucătărie să pregătească micul dejun. Apoi trebuia să facă curat, iar curățenie era cu carul. În timpul în care singura persoană care se ocupa de treburile casei fusese Elena, se adunaseră foarte multe de făcut. Spălătoria era plină de haine, lenjerie de pat și prosoape. Din fericire, în casă era nu doar o mașină de spălat, ci și una de uscat. Așa că nu era nevoie să alerge să întindă rufele pe sfori întinse. Toate dulapurile de la parter erau acoperite de un strat gros de praf. Iar când Ana a ajuns să facă curățenie în biblioteca cu adevărat uriașă, cantitatea de praf i-a provocat un acces puternic de strănut. Tudor o urmărea. Ana se prefăcea că nu-l observă, iar el se prefăcea că stătea întâmplător puțin mai departe. De obicei, se ascundea după cărți. Odată, Ana a observat că ținea cartea cu susul în jos. Carte interesantă. A întrebat Ana într-o zi. Voia să-i arate că, de fapt, îl vede. Foarte. A mormăit Tudor, aruncând o privire scurtă. Ana s-a apropiat și a întors cartea în mâinile lui. Cred că așa va fi și mai interesantă, a spus ea zâmbind. Tudor a pufnit, observându-și greșeala, și s-a grăbit să se ascundă la etaj. Ana îl mai enerva puțin. Se obișnuise cu ea și îi plăcea că nu dispăruse niciun obiect de argint din argintăria de masă. La început număra obiectele din argintărie la fiecare două zile și își nota rezultatele într-un carnețel, apoi a decis să le numere o dată pe săptămână, iar în curând a renunțat de tot la această idee. În general, fata s-a dovedit a fi destul de bună. Îi plăcea cum gătea și făcea și curățenie destul de bine. Însă vița lui de vie, felul în care se ocupa nepriceput de lăstari, îi lega strâmb, pur și simplu îi frângea inima. Uneori, îi venea să alerge pe scări, să iasă în stradă, să alerge spre ea și să-i dea o palmă peste mâini. Nu putea face asta, așa că trebuia doar să o privească fix prin geam. Pe deasupra, noul grădinar nu se grăbea să vină, iar vremea a decis să aducă ploi prelungite. Ceata se așternea din când în când peste teren. Groasă și grea ca un nor de lapte, îi ascundea pe jumătate trupul fetei. Asta îi permitea lui Tudor să răsufle ușurat, nefiind nevoit să vadă cum îi chinuie lăstarii tineri de viță de vie. Cu toate acestea, aceeași ceață nu-i permitea să controleze tot ce se întâmpla în afara razei sale de acțiune iar asta îi trezea îngrijorare. Îngrijorarea, lipicioasă și persistentă, i-a cuprins și sufletul Anei. În dimineața aceea s-a trezit dintr-un alt coșmar. Părul încâlcit i se lirse de fața udă de sudoare. A încercat să-l dea la o parte, dar degetele îi tremurau și nu ascultau. Afară era încă întuneric. Ana s-a așezat și și-a sprijinit capul de tăbliare rece a patului. Pur și simplu nu era ude și a dat seama brusc că tot corpul îi era cuprins de tremur. Îngrijorarea creștea și o alunga din cameră. S-a grăbit la baie. Apa caldă a spălat resturile de vis neplăcut. S-a liniștit. Nu-i mai venea să se întindă în pat, așa că a decis să meargă la bucătărie. Ceaiul fierbinte cu plante și lumina caldă și bâlândă au învins în cele din urmă tremurul din tot corpul. Ana stătea la masa din bucătărie cu picioarele sub ea și își încălzea mâinile de marginile ceștii fierbinți. În general, în ultima vreme, în conac era destul de frig. Ar trebui să aprind focul în șemineu, s-a gândit fata. În hol s-au auzit pași și Elena a apărut în prag. Părea somnoroasă și palidă. Elena, te-ai trezit deja. Noaptea a fost grea. Femeia a luat o cană și și-a turnat ceai din ceai mic. Coșmaruri! Ce coșmaruri! Toată noaptea o pasăre scârboasă a tot umblat pe acoperiș și a tot țipat. Iar eu am auzul foarte fin. Dar tu de ce te-ai trezit atât de devreme? Ana a fluturat din mână, am avut un vis urât. Povestește-mi! Se spune că ajută, a spus Elena și a luat o gură mare din ceașcă. Da, nu prea am ce să povestesc. Am visat la familia mea adoptivă, iar cu ei nu m-am înțeles deloc. S-au purtat urât cu tine. Relativ. Erau oameni foarte credincioși și considerau că trebuie să trăiești în austeritate. Așa că mâncam puțin, înghețam mult și eram familiarizați cu nuiaua. Iar în timpul liber, când nu ne rugam, trebuia să căutăm noi adepți. Noi. Erați mulți în familie. Da, șapte frați și șase surori. Câțiva copii erau ai lor, ceilalți erau adoptați. Și nu te-ai împrietenit cu nimeni. M-au luat când eram deja mare, așa că, din păcate, nu m-am obișnuit cu stilul lor de viață. Iar când am împlinit 18 ani, mi-au dat un rucsac în mână și m-au trimis în toate cele patru zări. În cine credeau mai exact? Nu aș vrea să mă amintesc. Ana a închis ochii și, după ce s-a gândit puțin, a adăugat. Dar băieții lor nu erau împotriva sacrificiilor. Anei i-a venit în minte țipătul caprei, care a fost tăiată la una dintre sărbătorile religioase și din această cauză i-au trecut fiori pe mâini. S-a grăbit să și le frece. Perii ai halatului lung pe care îl purta i-au alungat cu succes amintirile neplăcute. Pentru a obține efectul maxim, Ana și-a frecat și obrajii cu mâinile. Scuze, nu știam că pentru tine e un subiect dureros. Nu-i nimic. Știi cum cumva umezeala de azi nu ți se pare ciudată. Așa e, Elena s-a înfășurat mai bine în eșarfa de puf pe care o avea pe umeri. Ana s-a îndreptat spre șemineul care se afla în sufragerie. În sufragerie era și o bucătărie. Câteva bușteni au fost așezați cu grijă unul peste altul. Un chibrit a luat foc și a răspândit o lumină portocalie ușoară în cameră. Ana a adus chibritul la o foaie de scoarță de mesteacă înrulată și a aprins-o. Treptat, lemnele au început să ardă și camera s-a umplut de căldură. Pe scări s-au auzit pași. Ana s-a uitat în jur și a clipit pentru ca ochii să se obișnuiască cu semintunericul. Era Tudor. Mergea nesigur pe picioare purta o pijama albastră închisă, peste care era aruncat un halat maro pufos. În picioare avea două papuci pufoase. De la distanță ai fi putut crede că are niște iepurași de jucărie în picioare. Tudor, te-ai trezit atât de devreme. S-a întâmplat ceva. Nu e treaba ta. Deja din obișnuință a răcnit el și a oftat de supărare. Deci, poate că e, m-au sunat de la agenția de angajare. Astăzi vine un bucătar. O femeie. A spus ultimul cuvânt cu un ton disprețuitor. Iar grădinarul îl trimit abia săptămâna viitoare. Să ia dracu. Dar este o veste grozavă, nu? A încercat Ana să pară veselă. Sper că nu va fi vreo amatoare și că nu va vorbi mult. Dar, știi, parcă m-am obișnuit cu mâncarea ta. Nu știu, am o senzație de neliniște. Nu e bună. Murmurând în barbă, Tudor s-a așezat într-un fotoliu lângă șemineu și a cerut să-i se facă o cafea. Tot timpul cât Ana a măcinat boabele și a preparat băutura, bărbatul nu s-a oprit din vorbit și și-a spus neliniștile în gol. S-a plâns de vreme, de ceață, de femeile perfide, de viile distruse de mâinile neîndemânatice ale Anei și de neliniștea tot mai mare. Când Ana a pus cafeaua pe o măsuță mică din stejar lăcuit închis, lângă el, nici măcar nu s-a uitat. Tot așa, privind în gol, a luat ceșcuța mică și a luat o gură mică. Deodată s-a strâmbat și a aruncat cafeaua în șemineu, făcând buștenii din el să trosnească. Ce porcărie! Ana și-a tras capul în umeri, așteptându-se să urle la ea. Sinceră să fiu, ea a știut întotdeauna că îi ieșea cafeaua foarte proastă. Proporțiile băuturii nu i-au ieșit niciodată. Dar, spre surprinderea ei, nu a urmat țipete. Tudor s-a prăbușit în fotoliu, cufundându-se în gândurile sale. Fața lui era trasă, alungită și, în acel moment, Anei i s-a părut chiar neajutorat. După câteva clipe, bărbatul a închis ochii și a adormit. Exact la prânz, trezindu-se într-o dispoziție proastă, Tudor a trimis-o pe Ana să pulverizeze o travă pentru gândaci în vie. El a amestecat singur substanța și a dat Anei instrucțiuni clare despre unde și în ce cantitate să o toarne. Și cel mai important, să nu inaleze vaporii. De la frig, mâinile Anei erau roșii. Substanța emana vapor toxici, care îi lăcrimă ochii. Ana simțea privirea atentă a bărbatului, care, ca de obicei, îi urmărea fiecare mișcare de la etajul 2. Ea a înaintat încet printre vițe și a turnat cu grijă lichidul. Era greu să ridice bidonul, rănile de pe umăr o dureau, dar Ana nu voia să arate slăbiciune în fața șefului care mereu bombănea. Ana câta oară, când turna amestecul otrăvitor într-un pahar gradat, iar mâinile îi tremurau de oboseală, a vărsat câteva picături pe mână. Mâna a început să o mănânce tare și s-a înroșit și mai tare. Nu de la frig. Ana s-a uitat la conac. Tudor deja încerca să-i strige ceva pe fereastră. Nu i-a putut înțelege cuvintele, dar, judecând după gesticulația lui, era nemulțumit că se mișca atât de încet. Ana a luat un pumn de pământ umed și l-a frecat pe zona înroșită a pielii, în speranța că pământul va absorbi resturile de otravă. Ce bătrân morocănos! Nu e de mirare că trăiește singur în pustiul ăsta. S-a liniștit gândindu-se că are nevoie doar să facă bani ca să plece în căutarea mamei sale naturale. Ana și-a întins spatele amorțit. Mușchii i-au răcnit de la oboseala bruscă care a venit peste ea. Ea s-a ridicat încet în picioare și și-a șters genunchii murdari. Trebuie să ridic canistra. Ana s-a uitat în jos și a observat că capacul de pe aceasta a fost deschis tot timpul. A fost ultimul lucru pe care l-a văzut, deoarece în acel moment întreaga lume s-a îngustat într-un punct mic și întunecat, iar apoi întunericul a invadat totul în jurul ei. Mâinile și picioarele i s-au făcut moi și i-a căzut la pământ. Doamne, ce-ți pasă! Văzând cum Ana a căzut la pământ, Tudor a înțeles imediat ce s-a întâmplat. El a aruncat neglijent sigara într-o scrumieră mare de marmură și a coborât scările în fugă. Elena, repede! Fugi în grădină! Ia apă! Ce? Ce s-a întâmplat? În timp ce își groaie șoldurile, Elena a șoptit la vocea bărbatului. Fata proastă s-a înnecat cu gaz. Oh, de ce i-ai dat asta? Ce fel de om ești tu? Femeia s-a repezit la el cu o revistă. Elena a aruncat revista, a luat ulciorul cu apă și a alergat spre vie. Tudor a făcut același lucru, dar în camera sa tehnică, unde știnea diferitele compuși chimici. Printre multe sticle și borcane, înjurând, el căuta acel compus care să neutralizeze efectele otrăvi. A luat-o razna să mă bazez pe o tânără. Nu poate să se descurce cu nimic. Nu, aceste femei mă fac să-mi pierd mințile. El a deschis unul după altul dulapurile înalte cu uși de sticlă. Dacă aș avea o astfel de fiică, aș fi dat-o afară. Exact! El a văzut în sfârșit sticla necesară. Ah! Tudor a sărit în bucătărie. Deschizând frigiderul, a stat câteva momente în confuzie, dar apoi a găsit o cutie de carton cu inscripția lapte. Turnând laptele într-un pahar, a picurat cu grijă câteva picături din conținutul sticlei și a amestecat cu degetul. Elena, repede aici! dă să bea asta! A strigat el tare la gospodină. Între timp, Elena a reușit să stropească fata palidă cu apă. Ea și-a deschis ochii și a încercat să-și amintească ce s-a întâmplat. Ce? Ce se întâmplă? Oh, draga mea, te-ai sufocat cu vapori. Stai jos, vin imediat! Elena s-a ridicat și a alergat înapoi la Conac. Tudor stătea pe treptele verandei cu un pahar de lapte în mână. Și a revenit. Da? Bine. Asta înseamnă că nu va trebui să o cari. Trebuie să o ducem înapoi în casă. Laptele s-a dovedit a fi amar. Ana chiar s-a mirat cum de nu s-a închegat. Din cauza amărăciunii, obrajii s-au strâns atât de tare, încât abia a reușit să-și forceze să bea lichidul neplăcut. Simțind cum Bila îi urcă în esofag, Ana a îndepărtat paharul de la nas și i-a dat timp să-și revină. Trebuie să bei tot, draga mea, a spus bulând Elena și i-a mângâiat fruntea. Ești atât de rece. Ai frig? Hașme a dat din capana, realizând că tot corpul era cuprins de tremur. În cele din urmă, ea a simțit cum își recâștigă puterile. Elena a ajutat-o să se ridice și, sprijinindu-se de umărul ei călduros și moale, Ana a pornit spre conac. Cerul devenise foarte jos, iar din nori începuseră să cadă picături de ploaie. Tudor a fost tot timpul la ușă. El mergea nervos, măsurându-și pașii. Murmurând sub mustață de câteva ori, aproape că a coborât pe pământul umed, dar apoi totuși s-a retras. Ei bine, în sfârșit! a strigat el când Ana și Elena erau deja la 5 metri de casă. Aproape că am intrat în noroi. Unde e canistra? a strigat Tudor, încercând să o găsească cu privirea. Ai luat-o! Canistra! Ana a șoptit cu buzele aproape imobile. Da, da, canistra pe care ai decis să nu o închizi, așa cum ți-am spus. Ai lăsat-o acolo, pe câmp, nu mă amintesc. Tudor, nu începe. Vezi că fata este încă foarte slăbită. Canistra trebuie adusă înapoi în casă. Se ridică vântul. Presupun că nici după ce te-ai revenit nu ai decis să o închizi. Am dreptate? Da, m-am săturat de canistra asta aș fi putut să mor din cauza blestematei aia de o travă. Vocea Anei suna iritat. Ea voia să intre cât mai repede în casă și să se schimbe în haine curate și uscate. Ascultă-mă! Tudor a împins-o cu degetul arătător. Canistra se va răsturna cu siguranță acum și îmi va inunda vița de vie. Și știi ce se va întâmpla? Toată munca mea va fi în zadar. Zeci de plante vor muri. Și ce voi face? Vai de mine! Bărbatul s-a apucat de cap. Adu-o repede înapoi. A strigat el. Ah, asta vă face griji! Vița devie scumpă. Ana s-a îndepărtat de Elena, care dădea ochii peste cap. Fața ei s-a înroșit de indignare. Atunci mergeți singur acolo și luați-o singur. Cum ați putut să mă puneți să lucrez cu un produs atât de periculos? Gata, vă aduc eu blestemata aia de canistră. Se văita economista. Nu, Elena, bărbatul ăsta e un tiran. Ana a apucat-o pe Elena de mânecă. Tu ești economistă, nu grădinar. Iar mizeria asta e și o trăvitoare. Și dacă îi sunt atât de dragi grădinile să aibă grijă singur de ele. Tudor s-a înroșit de furie și și-a strâns pumnii. Stătea chiar pe marginea pragului de piatră. Ca să nu explodeze de furie și-a încleștat dinții, printre care a înjurat murdar. Părea mai degrabă umărit de fiară. Coborând privirea spre prag, a văzut un picior gros și mare lângă piciorul lui, care își vedea de treabă și nu se aștepta la nimic rău. L-a lovit cu putere și a zburat vreo 10 metri, ascunzându-se printre rândurile de vițe de vie. Canistra. A răcnit bărbatul, scuturându-și pumnii și, întorcându-se, s-a ascuns în conac. Tudor stătea într-o cameră întunecată, în care își păstra alcoolul de elită. A scos de pe unul dintre rafturi o sticlă burduhoasă de coniac de 30 de ani și a rotit-o în mână. Sticla grea, cu mii de fațete, îi răcorea plăcut palma care ardea de furie. Sticla nu era plină. O deschisese ultima oară cu trei ani în urmă, când Elena încercase să-i pițească o femeie din oraș. Aceasta își arunca mereu părul dintr-o parte în alta și imita un accent moscovit vulgar. Atunci, lui Tudor îi ajunseseră trei pahare ca să se calmeze. S-a apropiat de peretele opus, unde erau paharele, și a luat unul dintre ele. Cântărindu-și încă o dată starea, a pus paharul la loc și, -i deschis în sticla, a luat câteva înghițituri la come. Băutura tare i-a ars gâtul. Tudor a oftat zgomotos și a tușit. Nu bea des, dar dacă începea, îi era greu să se oprească. Încă câteva înghițituri generoase l-au ajutat să se relaxeze. Inima i-a încetat să-i bată ca un motor turbat de mașină sport. Eh, cândva îi plăcuseră mașinile. Și mintea bărbatului s-a relaxat, iar, încălzit de tensiunea crescută și de alcool, a simțit că îi este atât de cald încât nu mai poate respira. S-a apropiat de o fereastră înaltă, casă. S-a apropiat de o fereastră înaltă, ca să deschidă canatul. Fereastra nu voia să se deschidă, dar după câteva smucituri puternice s-a deschis. O rafală de vânt a intrat înăuntru, a lovit rama de lemn de perete și a trecut prin cameră. Tudor a râs. Acum, când coniacul își făcuse efectul, i s-a făcut poftă de un trabuc. Părea că fumase deja unul astăzi, dar nu-și amintea unde îl lăsase. A scos unul nou din cutie, care stătea pe masă și a scos din buzunarul pantalonilor o cutie cu chibrituri. Apropiindu-se de fereastră, a aprins chibrituri și a încercat să aprinde trabucul. La început i-au ieșit niște chibrituri strâmbe și le-a aruncat iritat pe fereastră. În cele din urmă, trei chibrituri drepte au încălzit ușor frunzele de tutun, una după alta. Tudor a tras cu plăcere fumul. I-a dat în cap. Deodată lui Tudor i s-a făcut poftă să-i spună tot ce gândește fetei ăsteia. Nu va permite unei fetițe să vorbească așa cu el. Și i s-a făcut și poftă de ciocolată amară. Trebuie să fie în bucătărie. Da, mai întâi va face rost de ciocolată, iar apoi cu siguranță îi va spune tot ce gândește despre fetița ei virtuoasă. A deschis ușa și a ieșit pe coridor. Vântul a ieșit după el, deschizând ușa camerei larg și creând un curent. Tudor a mers cu pas hotărât până a ajuns la șemineu. Flăcările dansatoare i-au atras atenția și l-au fermecat. S-a oprit privind dansul focului. În mâna stângă avea sticla de coniac, iar în cealaltă trabucul. Mâna stângă i-a dus singură sticla la buze și nu a putut refuza o altă înghițitură. Elena a reușit cumva să care canistra cu o travă și să o așeze în spatele casei. Capacul se pierduse printre pământ și Elena nu reușea să-l găsească. A trebuit să acopere gâtul deschis cu o cârpă, ca să nu inspire amestecul otrăvitor într-adevăr, Tudor înnebunise să facă astfel de compoziții periculoase. Ar fi fost bine dacă s-ar fi ocupat el însuși de asta, dar nu. În general, orășenii ăștia își inventează tot felul de boli, ce nenorocire este asta la gorafobia. Elena nu auzise niciodată de așa ceva până când nu l-a cunoscut pe Tudor. Bărbatul nu părăsise casa niciodată de când lucra ea, iar lucra la el de peste patru ani iar femeia care lucrase înaintea ei nu-l văzuse nici ea ieșind pe stradă. Elena șterse saliva care îi se prelingea pe bărbie. Totuși, trebuie să găsească capacul. Elena s-a întors la stratul de flori și a început să pipăie pământul. Capacul negru se ascundea bine pe fundalul pământului negru și nu voia deloc să îi se dea în mâini. În cele din urmă, degetele i-au atins suprafața tare. Un obiect mare de plastic, un capac de dimensiunea palmei. Elena a scuturat murdăria lipită și s-a convins că acesta era capacul. Excelent! L-a dus la față și s-a convins că nu era rupt. Când a băgat capacul în buzunarul șorțului, a fulgerat, orbind femeia pentru o clipă. Pe cer s-a auzit un tunet. Elena s-a grăbit spre Conac. Nu avea nici cea mai mică dorință să fie prinsă de ploaia torențială ceața a început din nou să învăluie conacul. În astfel de momente, clădirea îi se părea sinistră. Deodată, un miros înțepător i-a lovit nasul. Nu era ceață. Era fum. Femeia s-a repezit după colțul clădirii și a dat peste o imagine îngrozitoare. Cârpa de pe canistră ardea cu o flacără albastră. Mijlocul cârpei arsese deja, iar o parte din material căzuse direct în amestecul otrăvitor. Din fereastra deschisă larg de deasupra canistrei a târna untul care mocnea. Elena a făcut un salt neîndemânatic spre canistră. S-a auzit un trosnet și o durere ascuțită i-a străpuns glezna. De durere, a țipat și a căzut la pământ. Direct în mijlocul fumului urât mirositor, care se prefăcea aficiață. Incendiu! A strigat ea, dar strigătul a ieșit nesigur și prea încet. Incendiu! a șoptit ea din nou și a tușit. Ultimul lucru pe care a reușit să-l facă a fost să-și arunce în față fusta din fața a șorțului murdar, ca să se protejeze cumva de fum. Cerul a fost din nou străbătut de un fulger puternic. Elena a înțeles asta după fulgerarea de lumină albă care i-a străpuns ploapele deja închise, cu o secundă înainte să-și piardă cunoștința. Apa fierbinte îi încălzea plăcut corpul, Ana a clătit spuma de pe păr și și-a spălat bine ochii și fața. Mirosul urât de iarbă nu voia deloc să dispară. Îl simțea încă în nas, de parcă s-ar fi lipit de el pe dinăuntru. Și-a suflat nasul, dar nu a ajutat. Ana a rotit robinetul de alamă și a oprit apa. Întreaga baie era plină de aburi albi. Ana a pășit pe podeaua rece și a întins mâna după un prosop mare de baie. Nu, mirosul acesta era pur și simplu îngrozitor. Cum se poate consuma ceva care este tratat cu o compoziție atât de urât mirositoare? Umărul a început să o usture de la apă. Cicatricea pe care o primise la închisoare, deși se vindeca, nu o făcea la fel de repede cum și-ar fi dorit. Din rană mai apărea uneori sânge, dacă Ana își încorda prea tare mâna, dar nu era în firea ei să se plângă. A deschis o mică poliță glisantă de sub chiuvetă și a scos unguentul cicatrizant pe care îl dăduse doctorul. Atunci a văzut câteva picături de sânge roșu ca granatul. Strângându-și dinții, Ana a întins cu grijă o porție de unguent pe cusătură. Deasupra, a pus un bandaj de tifon. Și a tras pe ea un set uscat de cămașă și pantalon. Totuși, Elena era o femeie foarte grijulie, îi dăduse tot ce avea nevoie și chiar mai mult. Ana și-a băgat capul într-un pulover de lână pe care îl dăruise Elena. Elena îi spusese că puloverul era vechi, dar Ana găsise o etichetă înăuntru. Puloverul era foarte bun pentru o vreme atât de umedă. Ana a ieșit în cameră. Un fulger a strălucit chiar în spatele ferestrei, sperind-o. Fata a sărit de la fereastră și a rămas încremenită. Nu mai văzuse niciodată un fulger atât de aproape. Pe cer s-a auzit un tunet. Afară era întuneric, deci pe ceas era doar ora două și jumătate. Pe cer s-a auzit un tunet. Afară era întuneric, deci pe ceas era doar ora două și jumătate. Ana a decis că norii erau probabil foarte jos. S-a apropiat de fereastră și s-a uitat în curte. S-a dat înapoi îngrozită. Lumina dispăruse nu din cauza norilor, ci din cauza fumului, care se încolăcea ca iedera pe peretele clădirii. O rafală de vânt a împrăștiat fumul pentru o fracțiune de secundă, iar Ana a văzut picioarele economei. Piciorul drept era îndoit nenatural în zona gleznei. Ana a țipat. Incendiu! A strigat ea, alergând spre ușa din hol. De îndată ce a deschis ușa, un miros înțepător și sufocant i-a lovit fața. El a fost astăzi adevăratul ei urmăritor. Ana a închis ușa imediat. Îi bătea întâmpla, inima îi bătea ca o nebună. Ana se temea de incendii încă de la incidentul care a avut loc când avea 12 ani. Atunci, familia ei adoptivă a desfășurat un alt ritual și totul a mers prost. Vasul cu trupurile fierbinți ale fluturilor a căzut pe covor. Cărbunele s-a împrăștiat pe podea și a izbucnit un incendiu. Toți alergau și țipau în jur, iar ea stătea și ținea în brațe o fetiță de vreo cinci ani, care tocmai fusese luată de la orfelinat. Ana a rămas atunci înmărmurită. Acum, această imagine i-a revenit în minte, făcând-o să se oprească locului. Stai, nu e un incendiu, și-a spus ea. Este doar fum. Ce bine că în limbă există doar cuvinte. Ana a clipit. Elena zace acolo cu piciorul rupt în epicentrul tuturor acestora. Trebuie să-l cheme pe Tudor în ajutor cât mai repede. Ana și-a amintit ce a învățat la cursurile de siguranță a vieții. În caz de incendiu, înfășoară ți fața într-o cârpă umedă. Ana a scos din dulap două pulovere cu mâneci lungi și s-a repezit la baie. Au udat puloverele și le-a legat pe față. Pe unul l-a înfășurat cu mânecile peste urechi și l-a le legat la ceafă al doilea bandaj mai jos, întorcându-le și fixându-le astfel încât să obțină o structură densă, asemănătoare unei măști. Stând în fața ușii, Ana a inspirat adânc și cât mai mult aer curat. Cu o mișcare bruscă, a tras ușa spre ea. Fumul toxic s-a infiltrat imediat în cameră. Lacrimile i-au țâșnit în ochi. Amestecul urât mirositor îi ustura ochii. Ana a clipit des, lăsând doar o mică deschidere pentru a nu se lovi de nimic. Tudor Nu a primit niciun răspuns. Tudor A strigat ea din toate puterile. Întregul parter era plin de fum. Când Ana a trecut pe lângă una dintre camere, de acolo a țâșnit o limbă portocalie de foc. La mirosul de substanțe chimice s-a adăugat mirosul la fel de sufocant de ars. Țipând, Ana a sărit în sus, evitând focul la limită, și a fugit mai departe. Ieșind pe prag, a tușit. Fără să-și dea răgaz, s-a grăbit spre locul unde o văzuse pe Elena. Vântul împrăștea din când în când fumul, făcându-le să se încolăcească precum o masă urâtă și clocotitoare. Elena zăcea pe spate. Capul ei era acoperit de un șorț. Lângă ea, Ana a zărit un bidon care se topea și a lipit masca improvizată de nas cât de tare a putut. Mânerul bidonului se topise pe o parte. Plasticul se umflase și se negrise. Ascunzându-și mâna în mânecile puloverului, Ana a apucat de mâner și a aruncat bidonul spre vie. Acesta a căzut, s-a rostogolit, s-a răsturnat de câteva ori și s-a oprit. Conținutul s-a vărsat. Vântul împrăștea fumul în toate părțile fumul se ridica din ce în ce mai sus, acoperind deja întreaga casă. În sfârșit, au început să apară raze de lumină. Fără să știe ce să facă, Ana a încercat în zadar să împrăștie fumul din jurul Elenei. În cele din urmă, ceața s-a risipit. Ana și-a băgat mâna sub șorțul pus pe față și a pipăit gâtul femeii. Pulsul era. Ana a oftat ușurată. În acel moment, un stâlp negru de fum a ieșit pe fereastră. Nu mai era vorba de fum, ci de un incendiu adevărat. Tudor Ana s-a ridicat și a fugit înapoi spre casă. Unde să-l caute? Poate fi oriunde. A sărit pe prag și a intrat înăuntru. Ochii i-au usturat de fumul negru și înțepător. Tudor, unde ești? Niciun răspuns. Tudor. Cu mâna întinsă înainte, Ana a înaintat încet în adâncul conacului s-a gândit că bărbatul, cel mai probabil, este sus, ca de obicei. Scara de la etajul 2 pornea din sufragerie. Acolo s-a și îndreptat. Sufrageria nu era atât de plină de fum ca holul care ducea la ea. O parte din fum era aspirată în șemineul fierbinte, pe care Ana îl aprinsese dimineața și se pierdea în adâncul coșului. Tudor! A strigat fata atendată ce ochii i-au permis să vadă ce se întâmplă. Tudor zăcea pe podea lângă șemineu. Întregul său corp era acoperit de cioburi. Lângă el, răsturnat pe o parte, zăcea cadrul unei mese de sticlă. Se pare că bărbatul își pierduse cunoștința și a căzut direct pe această masă. Ana a alergat la bărbat și l-a întors pe spate. Și a lipit urechea de inima lui, în speranța de a-i auzi bătăile. Zgomotul din urechi o împiedica să facă acest lucru. A trebuit să facă câteva inspirații și expirații adânci pentru a se liniști puțin. Ana a oftat ușurată. Din fericire, bărbatul era în viață. Ea a încercat să-l trezească, dar el nu și-a revenit. Atunci a început să-l zgâlție din ce în ce mai tare. Un țipăt de disperare i-a scăpat din piept. Căutând orice lucru care să o ajute, privirea ei s-a oprit la sticla de lângă corpul bărbatului. Luând sticla, Ana a adus o la nas și a mirosit-o. Alcool. A luat puțin lichid în gură și l-a suflat pe față bărbatului. În cele din urmă, acesta s-a mișcat. Bolborosin nemulțumit, a deschis un ochi, iar după o secundă și pe celălalt. Privind în jur, și-a oprit privirea asupra Anei. Ce? Ce se întâmplă? Un incendiu. Trebuie să plecăm urgent de aici. Un incendiu. Limba bărbatului era puțin împleticită. Haideți să ne ridicăm. Ana l-a ajutat pe bărbat să se sprijine pe umărul ei și să se ridice. După doi pași spre ieșire, a devenit evident că drumul spre ieșirea principală era deja complet cuprins de flăcări. Eu nu merg pe acolo, a spus bărbatul sughițând. Nici eu. Nu, eu nu merg nicăieri. E totul în regulă, Hai să mergem la cealaltă ieșire. Ana s-a îndreptat spre ieșirea care se afla în aripa de est. Acolo era încă sigur. Tudor se clătina lângă ea, ținându-se pe picioare doar datorită umărului ei. Multe nu i se păreau în regulă, se împleticea și nu voia să meargă nicăieri. Cu cât se apropiau de ieșire, cu atât Ana simțea că bărbatul se împotrivește. La un moment dat, el a început pur și simplu să se oprească. Când își ridica ochii spre el, acesta părea că vrea să-i spună ceva, dar nu îndrăznea. Când s-a oprit ca înfipt în pământ, în fața ușii, nu mai avea rost să se prefacă că nu observă. Nu vrei să ieși din casă! Nu vreau! Sunt sigură că în spatele acestui lucru se ascunde o poveste fascinantă. Dar acum nu are absolut nicio importanță. Acum totul va fi în flăcări aici. Trebuie să ieșim mai repede în curte. Nu pot! Abia reușind să nu plângă, a spus bărbatul cu voce beată. Atunci va trebui să te ajut. Sine! Ana i-a întins bărbatului sticla pe care o găsise lângă el. Ea o ținea încă în mână din vreun motiv și acum și-a dat seama că se afla acolo foarte la îndemână. Tudor, cuprins de groază, panică și beție, a luat ascultător sticla. Ana a deschis ușa și s-a ascuns în spatele lui. Tudor a dus sticla la buze și a luat o mică înghițitură. În acel moment, Ana a făcut trei salturi hotărâte, luând avânt și l-a împins cu toată forța pe bărbat în spate. Acesta nu a apucat să-și revină și a ieșit direct pe gazon. La conștientizarea faptului că se află într-un spațiu imens nesigur, totul i s-a învârtit în fața ochilor și a leșinat. Îmi pare rău, a spus Ana, aplecându-se deasupra corpului inconștient, nu am avut altă soluție. Pe alea acoperită cu pietrișul la un nișan negru. O femeie mai în vârstă de pe bancheta din spate privea cu curiozitate pe geam vechiul conac de piatră în care urma să lucreze. Casa se ascundea în spatele copacilor și nu voia să apară. În cele din urmă, șoferul a întors volanul, iar mașina a virat de pe drumul principal pe cel de la intrarea în curte. Pe geamul între deschis a pătruns un miros îngrijorător de ars. Femeia s-a uitat cu atenție la ce se întâmpla. Din ferestrele de la parter ieșeau nor de fum. O tânără fată, văzând mașina, a început să fluture din mâini cu putere și să strige după ajutor. Opriți, cred că e un incendiu. Mă tem că așa este, a răspuns șoferul. Femeia s-a grăbit să scoată telefonul mobil din geantă. Rețeaua nu prindea, ca naiba a trebuit să iasă din mașină și să se întoarcă spre drumul principal. În cele din urmă, pe ecran au apărut mult așteptatele linii de semnal. După doar două semnale sonore, în telefon s-a auzit vocea operatorului de la stația de pompieri. După cinci minute, mai multe mașini roșii de pompieri se îndreptau spre casă. Girofarurile luminau cu lumini albastre, iar sirena îi alunga pe șoferii care se uitau pe drum. Un început frumos de muncă a oftat bucătărea sa. Tudor și-a revenit într-un salon alb. Lumina puternică aproape că l-a orbit. Pentru o clipă chiar a crezut că a murit, dar apoi a simțit că îl doare întâmple. Desigur că nu putea ajunge în iad pentru că întotdeauna a încercat să ducă o viață cinstită, iar în rai nu este loc pentru un sentiment atât de groaznic. A ajuns la concluzia că este încă în viață. Salonul părea steril. Pentru o clipă s-a gândit la atacul de panică pe care îl avea de fiecare dată când ieșea pe ușa casei, dar acesta nu s-a întâmplat. Toate ușile erau închise. Salonul era destul de mic și nu-i provoca un sentiment de groază. Privind la el, a observat că este conectat la o perfuzie și la mai mulți senzori. Pe un mic ecran unde mergeau firele se reflecta ritmul cardiac. Ușa salonului s-a deschis și a intrat o femeie plăcută în halat de medic. Mă bucur că v-ați revenit. Cum vă simțiți? Hașme, parcă nu prea rău, doar că mă doare capul. Da, așa se întâmplă când bei. În plus, aveți o ușoară comoție. Dar nu vă faceți griji, am făcut tot ce a fost necesar și în curând vă veți simți mult mai bine. Iar unde? Nu eram singur. Erau cu mine angajatele mele. Ana, o fată atât de tânără, Elena, economista mea. Sunt aici. Gândurile încă îi erau puțin încurcate în cap. Da, și ele sunt aici. Sunt în salonul de alături. Ana și-a revenit deja. A avut o intoxicație cu vapor otrăvitor și o rană la mână. Dar Elena. Vocea i-a devenit mai joasă și mai bulândă. Mă tem că starea ei lasă de dorit deocamdată. Ce s-a întâmplat cu ea? E vie? Tudor s-a ridicat în coate, dar acul din venă l-a înțepat dureros și l-a făcut să revină în poziția inițială. Da, e vie, dar încă e inconștientă. Are o intoxicație mai puternică și o fractură de gleznă. Pot să o vizitez? Da, dar mai întâi terminați procedurile. Scuzați-mă, ce oră e? Acum e opt dimineața. În curând va fi adus micul dejun. Deci, de cât timp sunt aici? Ați petrecut aici doar o noapte. Nu vă faceți griji, voi trece mai târziu pe la voi. După o oră, lui Tudor i-au fost în sfârșit deconectate toate firele, ceea ce l-a bucurat enorm. Durerea de cap îi trecuse, dar îngrijorarea pentru Elena și Ana îi crescuse în piept. Dar acum, nefiind legat de fire și catetere, le putea vizita în sfârșit. Ana stătea la fereastră când a intrat în salonul ei. Elena zăcea pe un pat alb, de asemenea conectată la un ecran care îi afișa ritmul cardiac. Avea un gips proaspăt la picior. Sărmana a spus încet Tudor și, punând un scaun lângă pat, s-a așezat pe el. E vina voastră, a spus Ana cu răutate. Ne-ați fi putut omor pe toți. Și ce s-a întâmplat, Ultimul lucru pe care mi-l amintesc e că am decis să mă încălzesc la șemineu. Cred că am băut puțin cam mult. În ochii ei, Ana a citit o îngrijorare reală. A luat foc o canistră cu o travă pentru viță de vie și focul s-a extins la casă. Elena era lângă canistră. Am aruncat canistra cât mai departe și s-a stins. Din fericire, pământul era umed. Și eu unde eram? Nu-mi amintesc de incendiu. Te-am găsit în sufragerie. Ați căzut pe o măsuță de sticlă și ați spart-o. V-am trezit și v-am scos din clădire. Dar cum? Eu nu ies. Da, da, am înțeles. Aveți agorafobie, nu-i așa? Da. Dar cum? Tudor a uitat. Am mai văzut așa ceva. Una dintre surorile mele a avut o astfel de turburare după un incendiu la un eveniment. V-ați opus, dar eu v-am distras și v-am împins afară. După aceea v-ați deconectat imediat. Ana și-a încrucișat mâinile pe piept și și-a umflat buzele. Ana, îmi pare atât de rău. Scuze, cum pot să-ți mulțumesc. M-ai salvat pe mine și pe Elena. Când vor permite medicii, vreau să plec. Plătiți-mi suma cuvenită și considerați că suntem chit. Unde te vei duce, dacă nu e secret? În satul vecin. Ai locuința acolo. Nu, acolo a locuit mama mea naturală. Vreau să o găsesc. Ai crescut la orfelinat, dacă îmi amintesc bine, din dosarul tău personal. Da, Ana a eitat. Înainte să ajung la închisoare, am întâlnit-o pe educatoarea mea și mi-a spus că mă căuta mama naturală. Sper că voi reuși să o găsesc. Permite-mi să te ajut. Voi angaja un detectiv. Așa va dura mult mai puțin efort și timp. E posibil. Desigur. Banii pot rezolva în general multe probleme. Tudor a zâmbit. Bine. Ana a dat din cap aprobator. Aripa de nord a proprietății a fost complet izolată. Reparațiile erau întoi. Prin casă umblau muncitori din când în când. Lui Tudor, desigur, nu-i plăceau, dar nu se apuca să-i învețe minte. Cel puțin, încerca să se controleze. Ana și Elena au fost repartizate într-o cameră nouă. Elena, știopătând, umbla prin casă, sprijinindu-se pe o cârjă înaltă și controla cum se desfășurau lucrările de reparații. A refuzat categoric să stea la pat până la recuperarea completă. La Tudor a venit detectivul angajat de el întrealabil. Ana se gândea că vor negocia totul împreună, dar Tudor, din nu știu ce motiv, a rugat-o să aștepte în camera ei. Ana stătea ca pe ace. Timpul părea că s-a oprit special și nu mai voia să treacă deloc. Ora pe care a petrecut-o la ea s-a întins la nesfârșit. A reușit să-și strângă lucrurile, să scoată o parte din ele, să le pună din nou în valiză, să se spele de două ori pe față și să-și schimbe coafura. În cele din urmă, pe coridor s-au auzit pași și voci masculine. Tudor i-a spus detectivului că așteaptă următoarea lor întâlnire, iar acesta a promis că va aduna și mai multe informații. Ana a decis că informațiile astea nu o privesc. Nu mai avea putere să aștepte. A deschis ușor ușa și s-a ciocnit la un pas de Tudor. Au! Ana, am aflat tot. Hai în biroul meu! Tudor stătea în mijlocul biroului plin de hârtii. Dacă nu ar fi fost dezordinea îngrozitoare, încăperea ar fi putut fi numită rafinată. Mahon, marmură smarald, legături aurii peste perdele de catifea. Ana stătea într-un fotoliu și își bătea degetele pe genunchi. Palmele îi transpirau și le-a șters pe furși de fustă. Sine. Tudor i-a întins un pahar, în fundul căruia se zguduia coniac. Ana a luat paharul în tăcere și l-a sprijinit de genunchi. Îmi pare rău să-ți spun asta. Bărbatul a uitat căutând cuvintele potrivite. Ei bine, mama ta a murit acum câțiva ani. A murit. Vocea fetei a tremurat. De mult. Acum trei ani. Era bolnavă. Tudor i-a întins Anei un dosar cu documente. Pe prima pagină era o fotografie a unei femei, incredibil de asemănătoare cu Ana. Dar eu am văzut-o pe educatoare cu puțin peste un an în urmă. Poate că este o greșeală aici. Probabil că se referea la timpul trecut. În orfelinat, ea are înregistrări. A venit acolo la un an după ce te-a dat, dar tu fuse și deja transferată la orfelinat. De acolo, înregistrările încă nu au putut fi obținute, dar detectivul a promis că va scoate toate informațiile de la ei. Așa că în curând vom afla totul. Ana a închis ochii, a inspirat și a băut pe nerăsuflate lichidul, care se revărsase tentant pe fundul paharului. Dar surpriza a fost că și-a încrețit fruntea degeaba. Băutura s-a dovedit a fi foarte moale și plăcută la gust, deloc asemănătoare cu ceea ce băuse înainte. Ana a pus paharul pe birou. Deci nu mai am unde să mă duc. Nu chiar așa. În primul rând, mama ta a rămas cu un apartament. În al doilea rând, detectivul a dat de prietena ei. Femeia se numește Larisa. Era vecina mamei tale. Când a aflat că te-ai găsit, s-a bucurat foarte mult și a spus că are ce să-ți povestească. Am vorbit deja cu șoferul. Te va duce acolo chiar astăzi. Ți-ai strâns lucrurile? Da? Nu vei avea nevoie de ele. Veți termina într-o zi. Ce să fac atunci? Îmbracă-te mai gros, mănâncă și du-te la parcul auto. Șoferul te va aștepta acolo peste o oră. Și apoi ce? Apoi te va aduce înapoi. Dacă, desigur, mai vrei să lucrezi aici. Am înțeles. Ana a umblat ca princeață prin Conac și a încercat să asimileze noile informații. Mama ei este moartă. Nu a reușit să o găsească și deja a pierdut-o. Tot ce avea era un dosar cu istoria ei pe scurt și o fotografie. Nu putea să dea drumul dosarului. Automat a înghițit mâncarea pe care i-a pus-o noua bucătăreasă. Nici măcar nu și-a dat seama ce era. Părea să fie ca niște sandvișuri, dar poate că era carne cu legume. Oare mama ei mânca carne sau era vegetariană? Acum se pare că nu va mai afla răspunsurile la astfel de întrebări. Deși o aștepta misterioasa prietenă a mamei. Cum va fi? Ce va povesti? și cel mai important de ce vrea să o vadă. Gândurile i-au roit în cap tot timpul cât s-a pregătit, apoi au atacat-o în timp ce se urca în Mercedesul negru și au ajuns din urmă în timp ce încerca să scape de ele, privind peisajul de pe geamul mașinii care gonea pe șosea. După patru ore, mașina a încetinit și s-a oprit lângă o casă veche cu două etaje. Navigatorul a anunțat solemn că traseul s-a încheiat. Ana a coborât din mașină și s-a apropiat de intrarea necesară. Nu a trebuit să caute mult apartamentul, deoarece vecina a găsit-o ea. A deschis fereastra de la parter și a făcut cu mâna. Ana, ești Ana, nu-i așa. Te-am recunoscut, intră repede. Ana a fost jenată de cât de repede a recunoscut-o femeia și de cât de repede a trecut la persoana a doua. Dând din cap modest, s-a grăbit să intre în hol. Doar cinci trepte plate și ponosite o despărțeau de cunoștințele despre mama ei. Ușa s-a deschis și o femeie cu părul blond a ieșit în prag. Intră aici, intră mai repede, eu sunt Larisa. Ana stătea pe un scaun lăcuit din lemn închis la culoare și se uita la bucătăria întunecată. Femeia a turnat ceai de plante într-o cană și l-a pus în fața Anei. În cele din urmă s-a așezat și a vizavi, a oftat și și-a aranjat părul lung. Semenleit cu mama ta, detectivul a spus că o căutai. Păcat că nu a mai apucat. Olga a murit acum trei ani. Da, mi s-a spus deja despre asta. Și erai prietene, nu-i așa? Da, așa e, am fost prietene cu Olga mulți ani, vreo 20 și ceva, de când s-a mutat în casa asta. Deci, știați despre mine? Da, când Olga s-a mutat aici, era în luna a șaptea. Atunci era foarte tânără. Și eu la fel. I-a dăruit apartamentul, amantul ei. Era un tip bogat. I-a promis multe, dar s-a purtat urât cu ea și a plecat de la el. Când a aflat că este însărcinată, el i-a cumpărat acest apartament cu condiția ca ea să nu mai apară în viața lui. Potrivit Olgăi, el nu era tatăl copilului, așa cum i-a spus, dar el nu a vrut să asculte, crezând că ea îl va șantaja să-și asume responsabilitatea ca tată. Testele de ADN nu se făceau atunci, dar ea deja era destul de isteață și nu a renunțat la apartament. Dar dacă avea unde să locuiască, atunci ce s-a întâmplat? De ce m-a abandonat într-un adăpost? Da, a spus femeia în gând. Nu și-a putut ierta niciodată această greșeală. Nașterea a fost foarte dificilă, recuperarea a fost proastă și Olga a căzut în ceea ce acum se numește depresie postpartum. Ea plângea și se simțea descurajată, nu mai voia să trăiască. Am încercat să o ajut cum am putut, dar nu am putut fi mereu lângă ea. Micuța, adică tu, erai agitată, plângeai mult. La un moment dat, Olga a bătut la ușa mea. Era plângând, hainele ei erau ude și nu putea vorbi bine. Când s-a liniștit, mi-a spus că te-a uitat când erai în cadă. Ea intenționa să te spele și ceva în bucătărie a distras-o. Dar când și-a amintit și a alergat în baie, capul tău era aproape să se scufunde în apă. Cum să tratezi astfel de stări, nu se știa atunci și Olga credea că își pierde mințile. A decis să te ducă la adăpost pentru că se temea să nu-și facă rău. După un an, i s-a mai ușurat, organismul ei s-a refăcut și s-a revenit la normal. Spera să te recupereze, dar la adăpost au spus că ai fost transferată la un orfelinat. Dar de ce nu m-a luat de la orfelinat? În acel an bolnăvit a avut mari probleme cu plămânii și la locul de muncă. Lucra cu substanțe chimice. A luptat cu boala mulți ani. Din păcate, din punct de vedere legal nu ar fi putut să te ia până nu s-a îmbunătățit. Și nici nu s-a căsătorit. A preferat să rămână căsătorită cu locul de muncă. Și când în cele din urmă s-a vindecat, tu deja fusese adoptată. Ea a încercat să ia legătura cu părinții tăi, dar ei i-au refuzat întâlnirea. Au spus că tu ești bine cu ei și nu vor să-ți afecteze psihicul. Oameni ciudați, să fiu sinceră. Și ce s-a întâmplat cu ea? De ce a murit? Tot din cauza substanțelor chimice. Olga era chimist, dezvolta insecticide. Insecticide? Ce? Femeia a zâmbit. Nici eu nu am reținut imediat. Sunt substanțe otrăvitoare folosite pentru a proteja plantele de dăunători și boli. Parcă în ultimul timp m-am întâlnit des cu ele. Da, a spus femeia în gând. Cât de mult iubea chimia? Asta a distrus-o lucra zile întregi, uneori uita de măsurile de siguranță. Și asta a fost rezultatul. Cancer pulmonar. Nu a reușit să-l învingă. Apropo, spunea că tatăl tău era și el chimist. Parcă era coleg de clasă cu ea, dacă îmi amintesc bine. Au fost trimiși în practică într-un oraș apropiat. Un pom fructifer au plantat acolo sau poate era viță de vie, nu îmi amintesc exact. Și după acea practică, ea s-a întors însărcinată. Următoarele minute au trecut în tăcere. Anna bea ceai și nu gândea la nimic. Era prea multă informație. Creierul ei a blocat și acum avea un gol în minte. I s-a părut că ar fi mai bine să se întoarcă în Conac, unde totul era cunoscut și obișnuit. Chiar și mormăitul perpetual nemulțumitului Tudor ar fi fost binevenit acum. Oh, femeia s-a ridicat brusc de pe scaun și a alergat la un bufet vechi. Și aproape că am uitat. Am un cheie pentru tine. Ea a încercat mult timp să ajungă la raftul de sus, dar nu a reușit. În cele din urmă, după ce m-am ridicat pe scaun, ea a reușit să ia obiectul necesar. Iată! Acesta este cheia apartamentului Olgăi. Ea mi-a cerut să ți-o dau, dacă vei apărea vreodată ea i-a întins nei o cheie uzată de timp. Mulțumesc! Anna nu știa ce să spună. Sincer, acum nu-i păsa deloc să meargă în acel apartament. Părea că erau deja prea multe povești tragice pentru azi. Ea nu era pregătită să intre în epicentrul acestor evenimente. Nu vă supărați dacă o păstrez pentru mine și revin altă dată. Înțeleg, Anna. Totul e în regulă, nu-ți fă griji. Ai nevoie de timp. Vină când vei fi pregătită. Și cheia oricum îți aparține, la fel și apartamentul. Olga a lăsat un testament în care scrie asta. Atunci o să plec. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc pentru tot. Ana a ieșit pe stradă pe picioare moi. Afară era deja întuneric, luna străpungea slab prin nori amenințători. Ana și-a îndreptat puloverul de lână și s-a gândit că și-ar dori foarte mult să o vadă pe Elena. Șoferul, văzând-o, s-a grăbit să termine țigara aprinsă în câteva fumuri și s-a așezat la volan. Ana s-a așezat pe bancheta din spate și s-a cufundat în pielea moale a tapțeriei salonului. O vreme s-a uitat la cerul slab luminat și la siluetele negre ale copacilor care treceau pe lângă geam. În curând, legănarea ușoară și aerul cald din salon și-au făcut efectul și ea a căzut într-un somn adânc. Tudor nu-și găsea locul. Detectivul a scos din portofelul de piele un plic deschis și l a întins. Ei bine, ce e acolo? Totul așa cum ați presupus. Ați albit. Nu vă simțiți bine. Nu, nu, totul. Totul. Sunt bine. A scos o foaie albă și s-a uitat la rezultat. Coincidență 99 de întregi și 9. Ar putea fi o greșeală. Poate, dacă nu ați predat materialul potrivit. Părul era cu siguranță al ei. Da, l-am luat de pe pieptenele ei. Cu altău' nu s-ar fi putut încurca. Cu altău' nu s-ar fi putut încurca. Vă bateți joc. A aruncat Tudor cu o iritare neascunsă și și-a netezit părul rar rămas. Nu trebuie să mă chinui cu piepteni. Dar da, corect. Asta e, mulțumesc pentru munca dumneavoastră. Plata este deja în contul dumneavoastră. Trebuie să încerc singur. Tudor, fără ceremonie, a arătat spre ușă. Detectivul nu a mai trebuit să repete. Era obișnuit cu astfel de reacții ale oamenilor și nu se irita cu prezența lor, proprietarul conacului a plecat. După ce a mai umblat puțin prin cameră, Tudor a băut 50 de grame de coniac. Bine, înainte de moarte nu te vei sătura de respirat. A ieșit pe hol și a îndreptat halatul lung, ca și cum ar fi fost o uniformă de ofițer, și a pornit pe culoar. S-a oprit la ușa anei și a ascultat. Fata sosise târziu noaptea din călătoria ei și el îi ordonase Elenei să nu o trezească. După zgomotul de la ușă, Ana se trezise deja. Așa a și fost. Ana stătea la o mică toaletă și nu se putea gândi la un loc unde să-și pună dosarul cu datele despre mamă. Îl citise de la o scoarță la alta de vreo 10 ori și își dăduse seama că această idee devenise obsesivă. Acum scotea sertarele biroului și punea dosarul când într-un loc, când în altul. Locul ideal nu se găsea nicicum. S-a bătut în ușă. Ana a deschis ușa. În prag stătea Tudor. Bărbatul părea palid și derutat. S-a întâmplat ceva? A întrebat Ana cu teamă. Și da și nu. Adică totul e bine, dar trebuie să vorbim. Am făcut ceva greșit. Nu, nu, mai degrabă eu am făcut ceva greșit. Pot să intru. Da, desigur. Ana s-a dat la o parte, invitându-le pe Tudor să intre. Bărbatul părea prea mare pentru această cameră. Semăna cu un leu uriaș într-o cutie de carton. Ana, trebuie să-ți spun ceva. Mai bine te așezi. Și eu, probabil, la fel. S-a așezat pe un mic taburet la toaletă. Am tăcut despre ceva când am primit de la detectiv hârtiile despre mama ta. Am vrut să mă asigur de presupunerile mele. O cunoșteam. A citit urimirea pe fața anei. Da, da, știu, trebuia să spun imediat, dar totul s-a întâmplat prea repede. Am studiat cu ea la aceeași facultate la institut. Sunt chimist ca studii. Eram tineri atunci, foarte tineri. Nu aveam nimic în afară de dorința de cunoaștere. Și prosti în cap, desigur. Dar înțelegi, vârsta e așa. Am avut o aventură. Eram îndrăgostiți unul de celălalt și am fost împreună o vreme. Dar atunci eram sărac, gol ca un șoim. Nu aveam nimic deloc. Înțelegi? Iar Olga era foarte frumoasă. Ca o zeiță din tablourile artiștilor. Când un frumos bogat a început să o curteze, când un frumos bogat a început să o curteze, eu m-am dat la o parte. Nu am vrut să-i stau în cale. Desigur, eram invidios pe tipul ăla. Eram gelos. Dar nu am făcut nimic. Speram că va trăi o viață demnă și fericită, plină de lux. Speram că va trăi o viață demnă și fericită, plină de lux. Crede-mă, merita asta. Din păcate, Olga a dispărut. M-am gândit că poate au plecat undeva. Nu am mai văzut-o de atunci. Deci, tu ești tipul ăla. Le-a povestit vecinei despre tatăl copilului ei. Au mers să planteze un fel de grădină în timpul practicii de vară. Ana abia își mișca buzele. Vocea îi suna încet. Nu era o grădină. Era o vie. Exact via asta. Tudor a făcut un semn cu mâna spre rândurile de vițe de vie. Da, se pare că eu sunt tipul ăla. Nu știam că Olga așteaptă un copil, și cu atât mai mult de la mine. Nici nu puteam presupune, dacă aș fi știut. Nu am mai reușit să iubesc pe nimeni altcineva, așa că, atunci când am avut destui bani, m-am mutat aici. Și aici am fost odată fericit. Nu am stat mereu închis. Așa se face că Ana, însă, și nu-și venea să creadă ce avea de gând să spună. Sunteți tatăl meu. Da, sunt tatăl tău mi-au venit documentele de la laborator. Am făcut un test ADN. A trebuit să iau un fir de păr, piepteni. Sper că nu te superi. Sunteți tatăl meu. Da. După cinci minute de tăcere asurzitoare, Tudor a vorbit în sfârșit. Va trebui să te concediez. Ce? Ana nu a înțeles la ce se referea. Da, nu am altă soluție ești concediată. Nu înțeleg. Nu mai ai timp de muncă. Trebuie să intri la facultate. Sau poate vrei să te ocupi de altceva. Încă nu înțeleg. Explicați-mi normal ce vreți să spuneți. Ești fiica mea. Fica mea nu trebuie să lucreze. Am pierdut toată copilăria și adolescența ta. Vreau să-ți dau tot ce pot. Avem multe de recuperat. Ana a tăcut. Pe obrajii ei curgeau lacrimi, dar încerca să nu plângă, ca să nu observe Tudor. Ana a inspirat adânc și și-a adres glasul, ca să-și liniștească vocea. Am cheia de la apartamentul în care locuia mama. A scos-o din noptieră și a întins-o lui Tudor. Uite! Nu am îndrăznit să intru acolo. Vrei să facem asta împreună? A luat cheia și a învârtit-o în mână. Da. Dar pentru asta va trebui să ies din casă. Mai ai ajutat să-mi găsesc familia, iar eu te voi ajuta să ieși din casa asta. Sper că nu ca data trecută, a întrebat bărbatul cu teamă. Nu. A zâmbit Ana. Vom face totul cum trebuie. După trei luni de antrenamente intense, ședințe cu psihologul și tratament medicamentos, Tudor a început într-adevăr să facă progrese. Ana îl ținea de mână de fiecare dată când ieșea pe ușă. Îl distrăgea cu discuții și îl liniștea dacă vedea că bărbatului îi devine rău. Acum putea ajunge chiar până la marginea podgoriei. Într-o zi, a spus că este gata să riște și au făcut ce și-au propus au ajuns la apartamentul Olgăi și au deschis ușa misterioasă. Înăuntru erau o mulțime de plante uscate, ghivece și diverse unelte pentru udare. Peste tot, unde era posibil, se înghesuiau teancuri de cărți. Multe dintre ele au rămas deschise. Pe toate mesele erau blocnotesuri cu notițe și formule. În centrul camerei principale se afla un laborator de acasă. Apartamentul semăna cu burlogul unui savant nebun. Ana s-a gândit că lui Einstein i-ar fi plăcut. Doar dormitorul semăna cu o încăpere de locuit. La o mică toaletă se afla un flacon cu parfum, un ruj și o perie moale. Pe noptieră, lângă pat, se afla un roman de dragoste. Pe copertă, pe aripile vântului era scris cu litere aurii. Aici se aflau și două rame cu fotografii. În una era o fotografie cu Olga și Tudor. Erau foarte tineri. În a doua ramă erau amprentele unor piciorușe de copil.